S-ar putea să nu trăiți niciodată anii romantici. Și eu aș fi putut să nu-i trăiesc dacă nu se întâmplau ceea ce numim acum evenimentele din decembrie 89. Simbolul acelor ani rămâne Piața Universității. Piața Universității, clădirea arhitecturii, balconul Facultății de Litere, de unde s-au ținut discursurile. Cartea mea are două părți. Prima se cheamă America, America și în ea povestesc, dar într-un mod necronologic, mai degrabă inspirat de modelul prustian al amintirii, povestesc stagiul meu în Iowa City împreună cu Mircea Cărtărescu. Eram amândoi bursierii unui program care existase de mult, nu numai în anul 90, el a existat mai ales pentru români în anii 70. Multă lume își amintește America Ogarului Cenușiu, bestsellerului Romulus Rusan, inspirat de acea dată când a fost acolo. Toată lumea l-a citit pe Mircea Eliade cu istoria religiilor, traducerea laborioasă și atentă a lui Cezar Paltag, care a fost și el acolo. Și ceea ce eu încerc să demonstrez în carte, Cenacul Flacăra, am spus, s-a născut în Iowa City pentru că Adrian Păunescu a fost și el acolo și a văzut imensele concerte rock din acel timp, acel flower power pe care cei de aici îl știau doar din auzite, dar el l-a putut vedea la fața locului și, mă rog, l-a combinat cu rezonanța politică pe care o știe toată lumea. Aceasta e prima parte a cărții mele, dar nucleul ei, aș spune, este întâlnirea cu Ioan Petru Culianu, cel căruia i-am luat singurul interviu în epoca de libertate care există, singurul interviu care există, și l-am luat cu 5 luni înainte de a fi asasinat.